Senatorul PSD de Maramure, Sorin Vlașin, susține că după reducerea prețurilor polițelor RCA, premierul Marcel Ciolacu a anunțat o nouă măsură de sprijin pentru transportatori. Aceasta va avea impact în întreaga economie și se referă la compensarea creșterii accizei la motorină. Concret, guvernul va restitui operatorilor de transport rutier licențiați în România jumătate din creșterea accizei la motorină. S-au purtat negocieri cu cei de la guvern, cu reprezentanții guvernului, Ministerul Transporturilor. S-au ajuns la niște concluzii de a fi sprijiniți și, într-adevăr, s-au găsit soluții pentru ei, vor beneficia de recuperarea accizei la combustibil. Așa cum ați putut observa, o perioadă am plafonat chiar asigurările, RCA-urile, răspunderea civilă, și consider că pentru un prim pas a fost făcut în acest domeniu. Transportul are nevoie să fie sprijinit în continuare, iar deja primele reacții au apărut și din partea transportatorilor. Pe viitor, cu certitudine, vor veni și alte măsuri legate de ce înseamnă prețurile la combustibil, pentru că asta influențează cel mai mult până la urmă, prețul la combustibil, taxele de drum. Asta influențează partea de transport a mărfurilor. În total, peste 4.000 de transportatori vor beneficia de acest sprijin până la sfârșitul anului. Este o măsură care va facilita transportul materiilor prime, produselor finite, echipamentelor și persoanelor, asigurând funcționarea eficientă a economiei în ansamblu, a mai spus parlamentarul Sorin Vlașin.